Es igual. Să scot un pic. Bună ziua! Stimați reprezentanții ai mass media, stimați cetățeni. În spațiu public au apărut mai multe informații, precum că la posturile TV și radio din țară se difuzează un spot, o publicitate electorală a concurentului Igor Dodon, care este unul calomnios, defăimător și instigă la ură. Trebuie să știți că difuzarea acestui post este ilegală. Am sesizat și am informat toți radiodifuzorii și toate posturile de TV de ieri să oprească difuzarea acestui spot publicitar. În conformitate cu articolul 70 din codul electoral, în perioada electorală, toate programele și materialele scrise care vizează într-un fel sau altul concurenții electorale și se difuzează public cu respectarea și privind reflectarea campaniei electorale, cu respectarea regulamentului, privind respectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă. Acest regulament, care a fost aprobat în primele 7 zile de campanie de către Comisia Electorală Centrală, spune foarte clar, în punctul 28, că spoturile electorale nu vor conține tertipuri și imagini sau alte sunete, limbaj licențios, injurii care lezează onoare și demnitatea persoanei, calomnii, îndemnuri la ură între persoane naționale, rasială sau religioasă, etc. Și totodată, punctul 33 al acelui regulament spune că furnizorul de servicii media va refuza difuzarea spotului electoral dacă acesta este transmis spre difuzare în afara condițiilor legale. Să fie foarte clar, difuzarea acestui spot este ilegală. Deci toți radiodifuzorii și posturile de televiziune sunt obligate să refuze difuzarea acestui spot. După ce am semnalat ieri că este, deci, și am somat să oprească difuzarea acestui spot, am primit informații că acest spot a continuat să fie difuzat la unele posturi radio astăzi. Înțeleg că colegii noștri au primit mai multe apeluri telefonice prin care li s-a spus că au contract cu reprezentanții lui Igor Dodon să difuzeze acest spot. Acest spot trebuie înlocuit. Contractul este contract, dar acest spot este ilegal și el trebuie înlocuit cu alt spot imediat, ori altfel contractul trebuie să fie reziliat. Următorul pas pe care îl vom face noi este să cerem dreptul la replică. Ori asta înseamnă că toți radiodifuzorii și toate posturile TV vor fi obligate să publice informația care vine din partea candidatului electoral Maia Sandu, fie sub forma unui spot publicitar sau altfel, în mod gratuit, respectând dreptul la replică. Și să fie foarte clar că noi vom acționa în judecată și pe cel care a dat spre distribuție acest spot electoral, dar și pe cei care vor continua distribuirea acestui spot electoral calomnios, care instigă la ură. Vă mulțumesc! Bună ziua! Duminica trecută, Igor Dodon a primit o palmă zdravănă peste față de la cetățeni. Asta se întâmplă atunci când îți bagi joc de oameni în așa hal. Acum el se simte prins în colț, el simte că îi fuge pământul de sub picioare și este gata să dea foc la țară. După ce a angajat din banii furați de la noi toți sute de troli și zeci de televiziuni prin care umple toată țara cu mizerii și cu minciuni, nu a rezistat și a coborât și el în glod și acum împroașcă cu acest glod toată țara. A pornit o întreagă campanie de minciună și calomnie. Mai grav, ca să se mențină la putere, Igor Dodon a cerut ajutorul celor mai mari bandiți, în schimb, eliberându-i de la închisoare sau micșorându-le termenul de condamnare. Acești bandiți astăzi umblă la libertate, merg la agenții economici și cu pistolul la tâmpla oamenilor cer bani pentru ca să financeze campania lui Igor Dodon. La fel de grav, tot de dragul banilor, Igor Dodon i-a dat unde verde lui Platon
pentru o nouă hoție bancară de proporții. Dodon pune la cale un următor furt al miliardului. Dodon le promite protecție tuturor hoților care îl sprijină în această campanie electorală. El este disperat, se simte ca o fiară încolțită și după ce a vândut țara, este gata să vândă și viitorul oamenilor din Republica Moldova. Oameni buni, e de datoria noastră să alungăm bandiții de la conducerea țării. El nu are nicio armă împotriva votului nostru. Nicio minciună nu poate opri un popor care este furat și batjocorit. Avem 10 zile în care să muncim împreună și să îl alungăm de la putere. Pe 15 noiembrie îl dăm jos și începem să rezolvăm problemele adevărate ale țării, problemele adevărate ale cetățenilor. În primul rând, o să începem o luptă crâncenă împotriva tuturor bandiților și împotriva tuturor hoților. O să începem o luptă dură împotriva tuturor judecătorilor și procurorilor care îi protejează pe hoți și pe bandiți. Voi declara combaterea corupției prioritate de securitate națională și voi insista pe înăsprirea tuturor pedepselor pentru corupția politică. Voi insista pe înăsprirea pedepselor pentru trădare de țară, așa încât niciunul dintre ei să nu mai îndrăznească să-și vândă țara și interesele cetățenilor. În calitate de președinte, voi întreprinde toate acțiunile necesare pentru a dizolva acest parlament. Voi fi dură cu toți șefii și șefuleții care vor cere mită și vor pune presiune pe agenții economici. Vom pune capăt acestui dezmăț. E datoria noastră de cetățeni să ne salvăm țara din ghearele corupților și bandiților. Fiecare dintre noi poate contribui la acest lucru. Și acum despre cel mai important. Ce avem de făcut în următoarele zile până la 15 noiembrie? În primul rând, indiferent dacă suntem în țară sau suntem în diasporă, să ne sunăm părinții și bunicii de la țară, toate rudele, și să-i convingem să nu se lase speriați de minciunile otrăvite ale lui Dodon. Este foarte important să nu lăsăm minciuna să ne decidă soarta. Dragii voștri părinți și bunici vă vor crede pe voi, nu pe cel care i-a mințit cu promisiuni de creșteri de pensii de 20%, iar la urmă le-a dat în bătaie de joc 1%. Raportați toate știrile false apărute pe internet. Nu le distribuiți. Comentați acolo unde oamenii nu fac diferența între adevăr și minciună și oferiți-le surse credibile de informare. Nu credeți nimic din ce spune Igor Dodon și gașca lui în aceste zile. Și foarte important, convingeți măcar un om, măcar un om din cei care nu au fost la vot pe 1 noiembrie sau care și-au dat votul pentru alt candidat, convingeți măcar un om să meargă și să voteze cu noi pe 15 noiembrie. În doar câteva zile o să scăpăm de Dodon. O să scăpăm de un președinte care ne minte, ne amenință, folosește bandiții împotriva propriului popor și care își fură și își trădează cetățenii. În doar câteva zile vom avea un președinte care respectă oamenii, care ne apără de hoți și bandiți, care protejează oamenii cinstiți, care lucrează în interesul oamenilor. Un președinte care se ține de cuvânt. Un asemenea președinte merităm. Și eu vă promit că voi fi un asemenea președinte. Vă promit să facem schimbarea atât de mult așteptată. Vă promit să construim țara pe care o merităm cu toții. Pe 15 noiembrie ieșim la vot. Vă mulțumesc! Este vorba de presă, după cum am amintat. Vă mulțumesc mult!